aici văd că în centru l-a băgat, numai noi, că e centru. La Iași acum e și cu Sfânta Parascheva, că este și aglomerație, pelerinaje și toate cele. A, nu v-ați mai dus mult acolo și faceți acolo la stânga, nu? Da. Ați descoperit un drum mai scurt. Uite, astea cred că virgulă cântă în nuchel. Scuze, dar vă cred că din cauza oboselii m-a luat câțiva. Și a căldurii de aici. Chiar ia să-mi dau iar. Iar să fac asta că e cald. Dacă veniți, se încălzește, da. Și e cald. Și oricum, cum sunt răcit, asta mai este. Adică puțin mai sunt, nu mai sunt. Nu mai curge. Mi-a curs puțin. Nu mai mă doare în gât, dar semafor? Da, da. O să deschid puțin că abia cordonul în ea. Ia. Stați așa. Stau, stau. Nu trebuie să ne încadrăm de aici. Gata. Nu, că n-am deschis. Așa. Și acum iar control. Asta cu bicicleta are voi așa printre voi? Da. Hai că m-a păsat pe roșu. Roșu și împins. Am împins. Gata. Am reușit. Dar cineva uitasem de ele și am băgat mâna într-un buzunar, deci nu vreau, eu iau să mai scoșa bomba de parte. Sau eucalipt, de-astea pentru gât, sunt bune și pentru gât. Da, iată. Da, gata, Grand Hotel Intercontinental, îi zicea înainte. Și nu ăsta i-a denumit. Era singurul cel mai înalt din București. Și nu ăsta i-a schimbat. De ce nu la ce, cu ce deranja să rămână intercontinental? Era un pot ceva. Vrea să schimbe și ăsta ceva, ă? De a arăta România, m-a arătat și hotelul ăsta din București, intercontinental, în poze, înțelegeți? Sau Bucureștiul, când l-a arătat, l-a arătat pe ăsta. Teatrul Național, se făceau de la Schelă excursii, ce bine era, cu autocarul și se ocupa cineva și lua bilete și venea cu autocarul de la Boldești și aici la teatru să vedem piese de teatru bune. Am fost și eu odată să văd eu. Tot așa, cu autocarul organizat? Da, da. Mm-hmm.
Căldura? Vă e frig? Un pic, mi se pare. Prea cald. Aveți și o rățușcă. Da. Care se mișcă. E bine dacă nu ne dă testare. Că, dar zicea un domn după partea mea că diplome. A zis ceva că ne dă diplome? Cred că da. Dar mai la asta nu mai învățasem, am învățat pentru astăzi și nu știu ce, și, dar mă simt obosită ca să mai stau să... Unele, am zis, le știu dacă am fost consilier, le știu unele reguli. Să nu se bage în față când îi vezi așa. E avantaj că se strecoară. Dacă nu e așa cum se strecoară, să... Nu? Nu voi așa un pic camă când îi vezi? Ia stă-ți așa un pic. Ce? Să verific ceva? Mă dau? Nu, e bine, e bine. Ce era? Nu, să verific. Canal. Canal? Da, canalul de la stați. Că nu se mai aude, nu? Și? E frisă? Nu. Nu se mai aude. Să stăm aici o grămadă. Iar e? Și aseară a stat? A stat. Iar e aglomerație porțiunea asta, nu? Da, păi așa e seara. Vedeam că la ora asta s-au retras toți din casele lor. Nu mai sunt așa mult bucureșteni pe stradă. E foarte aglomerat. Îmi plăcea atunci, până în 89, să stau în București. Mi-ar fi plăcut, dar acum la aglomerație și la ce e pe aici, nu mi-ar place să locuiesc. Mai bine, orașelul nostru mai mic, Ploiești. Antice, vin și de demult, nu mi-a venit să cred. Mai sunt și magistralele de metro care încă merg cu cele din 80 și ceva. Păi da, păi de aia, deci pe partea aia mai sunt. Sunt și de aia noi, dar bagă și cât una vechitura.